și la valiere și să vezi cum te arunc eu în apă. Dragii mei, acesta este finalul, cred, după calculele mele, din seria 3 de reală. A avut 3 luni pauză, căci contesa voastră preferată a dat-o un pic de gard, dar noi mai a fost un moment în care mi-am reevaluat viața și scopurile și deciziile și mă bucur că am putut să mă focusez și să mă implic mai mult în acest proiect atât de mult de îndrăgit de voi. Mă bucur că am avut ocazia să descoper încă o parte din România alături de voi și ne vedem curând în sezonul 4. Vă pup pe toți și mulțumesc frumos că ne urmăriți și că ne iubiți atât de mult. Pa, pa! Alex, dacă îndrăznești, al! Nu, eu vreau să văd când faci asta, vreau să văd când faci asta acum. Jur, uite, stau aici, te rog, fă-mi asta. Nu, chiar te rog, fă-mi asta. Nu, că mă așteaptă peștele. Te rog frumos, fă-mi asta. Pa. E și femeia asta de la stație tratare apă potabilă, în puii mei, cât am urlat. Anyway, ne vedem curând. Pleacă-mă de aici! Și cum fac că era hipnoză? Alex, pleacă, bă, îți jur, pleacă de lângă mine. Mi-a plăcut foarte mult la Sulina. Cred că o să mă întorc în august cu Claude, care a mai fost de câteva ori. Deci ar putea să ne fie mai bun informator decât noi. Și cu Ticiu, altcineva din familia Ticiu, nu Alexandru, Ticiu Diana Ticiu. Deci cu Claude și cu Ticiu vom veni în august, la sfârșit, ne-am programat deja. Deci vă mulțumim, ați fost minunați. Și vouă, tuturor celor care vă uitați la emisiune, vă pupăm, vă mulțumesc, sunteți minunați, dați vidania fă! Iată-ne, teleportați de la mare, fiecare de la marea lui, pentru că eu am venit de la Mamaia ieri. Capeta aici de față, reprezentant. Din Vama Veche, într-o altă parte de țară, la Pride, pentru că ne-am dat seama că mai avem de filmat 2 episoade din această serie. Mai țineți minte când m-am bucurat la Sulina? Și nu numai că am venit, dar suntem puși pe foarte mari descoperiri. Sunt o groază de minuni, comori, locații care merită văzute și merită să le vedem și să ne distrăm cu ele. Pierd sunt. Mișcă! Pierd sunt. Bine, ne-am revenit. V-am zis. Eu pusi pat, dar nu plec din viața ta. Păi nu știu unde am fost, că eu când m-a sunat Ana să plecăm în deplasare, am fost anunțat că ajung în 3-4 ore. Numai că tot am mers și am ajuns în Ținutul Secuiesc, la Pride, la Salina Pride, inițial. Dacă aș fi știut unde este această salină, n-aș fi plecat nici mort. Mă bate soarele ăsta în cap. Bună ziua! Îmi dați uite mie o pălărie? Uite din aia, băscuța aia, bleomarin. Ce băscuță? Asta de jos. Uite. Nu vreau eu de asta, vreau pălărie. Ce pălărie? De ce ești badea cărțan? Da. Hai, capet, ești de la neam, Arin. Din asta vreau. Capet, păi... arăți, e, nu. Eu nu merg cu de-asta, ai nebunit, zici că-s pescar cu asta. Nu, asta este foarte urât. Hei, nu, așa? Nu, fețea asta, e pe trend, e pe tineret. Eu vreau din asta. Hai, mă, Doamne feri, te faci de mir. De mir? Vreau și eu o pălărie din asta. Vine să spun și ție. Nu, mulțumesc. Eu vreau să-mi pun cercei, să mi-i ducă Marius. Da, așa că e cald e tot timpul aici? Acum doar. Vai. Vara. Doamne, ce căldură. Ce căldură îngrozitoare. Vrei să-ți iau o gâscă? Nu. De ce? Pentru că am enorm de multe porc. Ai, auzi, hai să vezi pe ce am pus eu ochii prima oară. Mulțumesc mult. Și eu să rămână. Pe ce ea? Prima oară. Ai fost, zici că e pălăria mea, dar tu nu vezi ce e aia. Uită-te. Ce scrie?
A, ce drăguț, da. Mă inspiră pe mine cumpăratul lucrurilor de orice fel. Este un obicei prost, de cele mai multe ori, dar care îți oferă serotonina așa pe loc și ai senzația că totul e bine în viață și ești mai fericit. Așa că, bineînțeles, că trebuie să găsesc ceva de cumpărat și de la tarabe, dar cred că n-am cumpărat nimic. Ba, am cumpărat ceva. Niște sare și un pistol cu apă. Dar pistolul cu apă, de ce crezi că l-am cumpărat? Am zis că, a, să stropesc pe careva. N-am stropit pe nimeni, că am clienții la București, pe cine vreau să stropesc. Să luăm un bolovan ăsta de sare. Ce? Să luăm un bolovan ăsta de sare. Trebuie să ții cu lumină înăuntru, ca să elimine ion negativ. Lasă, trebuie să iei unul din ăsta, să lingi. Cum ling vacile, știi? Auzi, tu vrei să lingi cum ling vacile? Tu nu cobori în... Eu nu. Nu, sub pământ nu mă bag. De ce? Că nu mă bag sub pământ, că sunt claustrofob. Zi, vrei veioză sau nu? Nu vreau nicio veioză, că am. Ai veioză de asta cu sare? Am. Dar tu știi de mult de asta. Fac video de acasă dacă vrei. Eu știam de asta de sare numai pe ling vacile, atâta. Păi, tu nu știai de salina Prai câte beneficii are? Adică orice salină pentru corp. Orice salină, salinoasă, uite și... A, uite din ăsta de lumânare, sau ce e ăsta? Ce? Ăsta e de sare? Da, am și acasă, îți dau eu. Nu e vasa, e piatră, nu e sare. Ba da, e de sare. Nu mă face cu o ling. Lingi-o, e de sare și aici pui lumânarea. Păi și ce? Ce, se încălzește aia sau cum? Nu se încălzește, elimină ion negativ în aer, care ți-am zis că te ajută foarte mult să combați radiațiile de la tot felul de telefoane mobile, televizoare, ecrane cu LED. Vrei să și te ajută pentru anxietate. Vrei costum de baie? Nu, că am foarte multe. Nu o să-mi iau costum de baie de la Tarabă, Capet. Uite, păi ia-ți unul din ăsta decolorat. Nu mă scoate din minți. E numai pe sare aici. A, eu vreau sare, deci... de baie cu magneziu. Există aici? Serios, trebuie să nu căutăm acolo. Sare de baie cu magneziu. Stai, vreau. Ce aici? Ce e? Sare de baie sulfoiodurată. Sulfoiodurată, tu. A. Deci, practic, am condus ca nebunii jumătate de zi, 400 de kilometri, ca să venim la Salina Pride, ca să concluzionăm că unul nu intră din cauza că este claustrofob și el, anxios. Și eu nu și pot intra pentru că ești bolnav cu nervii, nu pot să plec când vreau și sunt minus 16 grade, iar eu sunt îmbrăcat așa. Nu, ai bine. Deci pentru asta am tăiat țara în două, nu? Da. Acum să intri. Ce? Acum să intri. Nu intru. La cât am condus. Vai, poru. Îmi trebuie un porumb, îmi iau. Oare oamenii ăștia aici în secuime au alte alimente decât avem noi? Dar ce fac oamenii? Vin și-și cumpără sare cu sacul de aici? Să dea la ce? La vaci? Să lingă? Nu, pentru murături, iarna. Și asta e drept. Ia să vedem. Unde e intrarea în această salină, că m-a zis? Este un... Nu, e așa, eu... Nu. Deci asta m-a adus jumătate de țară să mă lase aici, să mă... Dar nu-i mai mare, măi, eu am crezut că intri așa, e un lărgământ. Cum adică? Marius, dar asta se prăbușește pe noi. Păi da, așteaptă-mă. Nu am vrut să intru în salină pentru că nu-mi plac locurile strâmte, am o ușoară urmă de claustrofobie și nu mă expun la astfel de situații care știu că nu-mi fac bine. Nu-mi place, pur și simplu nu mă simt.